Bună seara, sunt Angela Bânța și vă invit la știri. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Ex-deputatul democrat Iurie Bolboceanu a fost condamnat la 14 ani de pușcărie pentru spionaj și înaltă trădare de patrie. Este pentru prima dată de la proclamarea independenței când sunt aplicate cele două articole din codul penal. Cadavrul unei femei a fost găsit astăzi într-o geantă de un măturător în sectorul Buiucani al capitalei, iar un alt caz la fel de grav a fost înregistrat la Râbnița. Acolo a fost găsit în pungi pentru gunoi cadavrul dezmembrat al unui bărbat. La Plahotniuc, omul fără nicio funcție oficială în stat a anunțat astăzi numele noului ministru al justiției. Este vorba de Victoria Iftodi de la Curtea Constituțională. Pentru învestirea acesteia, Igor Dodon ar putea fi suspendat din nou. Partidul lui Iurie Leancă s-a apucat să dea lecții de jurnalism reporterilor TV8 PPM, ne sugerează cum ar trebui să lăudăm pe fostul premier și ne recomandă să nu-l mai asociem cu garanția de stat de peste 9 miliarde de lei, semnată de el în 2014. Vedeți reacția TV8 în jurnal. Descoperire macabră în sectorul Buiucani al capitalei, un măturător a depistat în preajma unui tomberon o geantă în care se afla cadavrul unei femei de aproximativ 40 de ani. Poliția spune că pe corpul victimei au fost găsite semne evidente de moarte violentă. Vecinii blocului din apropiere spun că nu cunosc nimic despre acest caz. În jurul orei 7:40 de minute, la serviciu specializat 902, a fost făcut un apel telefonic de către o persoană de gen masculin, care a comunicat că în sectorul Buiucani, lângă tomberoane, a fost depistat un cadavru. Vecinii din clădirea din apropiere sunt uimiți de cele întâmplate. Nu m-a apărut acasă. Nu cunoașteți nimic? Nu. De atât s-a văzut de o zi. Femeia găsită moartă era îmbrăcată în blugi și un pulover de culoare gri. Cadavrul a fost transmis medicilor legiști pentru stabilirea cauzei morții. La examinarea de către medicul legist, pe suprafața corpului au fost depistate urme de moarte violentă. La moment, de către Inspectoratul de Poliție Buiucani, a fost pornită o cauză penală pentru omor. Dacă va fi identificat și prins, făptașul riscă de la 15 la 20 de ani de închisoare. Fostul deputat democrat Iurie Bolboceanu a fost condamnat la 14 ani de pușcărie. El a fost recunoscut vinovat de înaltă trădare și spionaj în favoarea Federației Ruse. Sentința a fost emisă de judecătoria Chișinău. În momentul pronunțării sentinței, nici Bolboceanu, nici avocatul acestuia nu erau prezenți la ședința de judecată. Deși acuzatorii au cerut 17 ani de detenție, judecătorul i-a dat lui Iurie Bolboceanu cu 3 ani mai puțin. Procurorul spune că va decide dacă va contesta sentința la Curtea de Apel doar după ce va studia sentința motivată. Despre absența lui Bolboceanu, procurorul spune că este dreptul inculpatului. Personal am văzut cerința dânsului de a fi examinat în lipsă, în ședință de a fi pronunțat sentința în lipsa dânsului, din motive personale. Care ar fi ele, nu vă pot spune. Se află, da, în penitenciarul numărul 16, penitenciarul spital. Medicii au făcut o concluzie fiind posibilă etaparea acestui în ședința de astăzi. Avocații n-au fost prezenți nici ei în ședință. Avocatul lui Bolboceanu spune că va ataca sentința la Curtea de Apel. Despre starea clientului său, apărătorul a spus că problemele de sănătate s-au agravat. E foarte gravă, că dânsul l-au maltratat, l-au psihic am vedere că l-au maltratat. Nu i-au permis să ducă, treacă asistență medicală independentă. Că aceasta este o bătaie de joc absolut, ce și am auzit azi. Să mergem și la Curtea de Apel, după care... Fostul deputat democrat a fost reținut în martie 2017, chiar în momentul în care oferea informații considerate secret de stat. Procurorii moldoveni susțin că informațiile furnizate de inculpat conțineau date concrete privind strategiile și tacticile unor reforme legislative naționale, date personale și vulnerabilități ale persoanelor cu funcții înalte în stat și date vizând evoluția tactică a acțiunilor de implementare a acordului de asociere UE-Moldova, informații cu potențial strategic în măsură să fie utilizate în dauna intereselor Republicii Moldova. Democrații au găsit deja înlocuitorul Alexandru Tănase. Judecătorul constituțional Victoria Iftodi este candidatul PDM la funcția de ministru al justiției. Vlad Plahotniuc a anunțat că premierul a înaintat astăzi propunerea șefului statului. Deocamdată Igor Dodon nu a anunțat dacă va accepta candidatura. Candidatura Partidului Democrat pentru această funcție este doamna Victoria Iftodi, actual
judecător la Curtea Constituțională. Candidatura Victoriei Iftodii a fost înaintată spre aprobare președintelui de către premier. Igor Dodon nu a anunțat însă dacă o va accepta, iar purtătorul său de cuvânt nu ne-a răspuns la telefon. Pe Facebook, șeful statului a scris doar că a aprobat demisia lui Alexandru Tănase. Democrații nu exclud însă că președintele ar putea fi suspendat din nou pentru învestirea noului ministru. Ce se va întâmpla dacă sau, haideți să vedem cum o să reacționeze domnul președinte Dodon. Cel puțin noi avem un anumit precedent, fără să intrăm acum în detaliu. Cât despre convorbirea telefonică dintre Alexandru Tănase și afaceristul Viaceslav Platon, în care cei doi discută despre frauda din sistemul bancar, democrații spun că este vorba de o campanie de intimidare. Refuză să spună însă cine a pus-o la cale. Că e opoziția, că sunt alte state, că sunt alte servicii, că adică sunt nu cunoașteți. Cunosc foarte bine multe. Și de ce dar nu este, nu este neapărat, fiindcă dacă am să spun, trebuie să vin neapărat și cu probe imediat. Victoria Iftodie a fost numită judecător la Curtea Constituțională de către guvern la mijlocul lui 2017. Anterior, aceasta activat în cadrul Direcției Notariat a Ministerului Justiției. A fost ulterior viceministru al Justiției, iar în perioada 2004-2006 a ocupat fotoliul de ministru. A urmat cariera în funcția de ambasador a Republicii Moldova în Franța, iar în 2016 a ajuns în funcția de membru al Consiliului de Administrare al Autorității Naționale de Integritate. Am încercat să luăm legătura cu Victoria Iftodie, însă responsabilitatea de la Curtea Constituțională ne-au spus că aceasta este plecată. Curtea nu are nimic de comunicat. Dar poate comunicat de presă puțin mai târziu. În ultima declarație de avere, Victoria Iftodie a indicat un venit de peste 200.000 de lei obținut în 2016 din activitatea de notar. În același an, ea a moștenit o casă de 82 de metri pătrați și două construcții adiacente. Cele trei clădiri sunt evaluate în declarație la puțin peste 13.000 de lei. Iftodie mai deține un apartament de 66 de metri pătrați și un spațiu nelocativ de 100 de metri pătrați. Ploaia s-a dezlănțuit astăzi în capitală, pietonii se plâng că nu au pe unde călca, iar șoferii invocă ambuteiajele și gropile din asfalt. Aceștia spun că după o călătorie pe timp de ploaie prin Chișinău sunt nevoiți să meargă la servis. Meteorologia anunță că va ploua pe tot parcursul săptămânii, iar pe 20 martie va ninge. Trecerile de pietoni din capitală sunt inundate. Sistemul de canalizare funcționează prost, iar din această cauză apa nu are unde să scurge. Totdeauna la noi așa se poate. Numai Moldova așa se poate. Problema e cu drumurile, canalizarea, stric și încălțămintea și tot. Foarte complicat, pentru că dacă calci aici, evident rămâi cu picioarele ude complet. În ce ne fi trebuit numai în cizme de cauciuc, cred. Înghete, preci nu treci. Mi-mi place orice am timp. Mie nu-i plăcut să mergi pe ploaie, dar că aveți îmbieric așa de mașini, da, e greu. Și șoferii sunt nemulțumiți. Din cauza gropilor din asfalt, aceștia spun că își distrug mașinile, iar ambuteiajele din capitală devin insuportabile pe timp de ploaie. Dacă așa mergeam și noi cu ochii închiși, n-ai pe nevita, pușor. Tot e format. E domnul ferești. Domnul, numai uitați-vă înainte, că aici este o mamă de bortă, dar aici în trânsă, dăm un stic, trebuie să duci la reparație. E foarte, foarte rău drumurile prin oraș, sunt foarte, mai ales după topirea, o zămeză, dar păi cum, toate spline cu apă și când pocnești în trânsă, mă doare în spate. Meteorologii anunță că vremea ploioasă se va menține și în zilele următoare. Observă precipitații ce se mențin. Practic, pe parcursul intervalului până la 20 martie, începând cu 18 martie, în nordul Republicii ar putea să se transforme la vânță. Pe 19 chiar așteptăm nesori slabe și respectiv se mențin și pe 20 martie. Potrivit meteorologilor, abia la finele lunii martie ne vom putea bucura de vreme primăveratică. Afacere cu ghinion, o moldoveancă și doi români au ajuns pe mâna poliției după ce au încercat să treacă prin vamă, prin contrabandă, aproape 2 milioane de țigarete. Aceștia au ascuns marfa printre sacii cu zahăr. Țigările urmau să ajungă în Spania. Acolo marfa era așteptată de alți membri ai grupării de origine spaniolă. Suspecții riscă pușcărie. Gruparea era condusă de trei spanioli, liderul acesteia având 75 de ani. Aceștia au venit în Republica Moldova, unde au convins doi cetățeni români, foști șoferi de tir și o moldoveancă de 38 de ani să pună în aplicare schema. Grupul de spanioli au procurat articolul de tutungerii de pe teritoriul Republicii Moldova,
care ulterior au fost tăinuite și ascunse în locuri special amenajate în cadrul unei semiremorci încărcat cu zahăr. Cei doi cetățeni români au fost reținuți în flagrant la Vama Sculeni. În timpul audierilor, ei au negat orice implicare în această schemă. Moldoveanca de asemenea a fost reținută. Nu și-au recunoscut vinovăție, invocând faptul necunoașterii aspectului prezenței produselor în interiorul autocamionului, comunicând că au fost încărcate diverse persoane. Cei trei suspecți au fost plasați în arest pentru 30 de zile. Dacă vor fi recunoscuți vinovație, riscă până la 10 ani de pușcărie. Mihai Ghimpă este gata să ierte păcatele lui Vlad Plahotniuc dacă democrații vor vota unirea Moldovei cu România. Declarația a fost făcută după ce liberalii au anunțat că vor cere ca în ordinea de zi a Parlamentului să fie introdus subiectul unirii și să fie semnată declarația de unire. Iar dacă nu va fi votată unirea, Ghimpă a spus că va cere ajutorul poporului. Se solicită Parlamentului Republicii Moldova să se convoace într-o ședință solemnă pe data de 27 martie 2018 să adopte declarația de unire a Republicii Moldova cu România. În cazul în care Parlamentul va refuza, noi vom procede la colectarea semnăturii. De dragul unirii, Mihai Ghimpu a spus că este gata să ierte tot lui Vlad Plahotniuc. Cu toată dragostea mea închin mele față de Vlad Plahotniuc, dar și de pe de care cunoașteți tot ce s-a întâmplat, dacă va susține declarația de unire, iert toate păcatele. Democrații însă cred că tematica unirii este doar un instrument de campanie electorală utilizată de liberali. De aceeași părere este și deputatul socialist Bogdan Țârdea, care a spus că nu va semna pentru unire. Ei încearcă acum să ia și rolul de principal în contextul campaniei electorale, ca tot segmentul cel al unioniștilor, ca să atragă de partea sa în campanie electorală. Deci asta este clar. Noi nu vom susține semne inițiative, fiindcă merg contra voinței poporului, contra Constituției și, dacă vreți, contra destinului istoric al moldovenilor. De partea cealaltă, liberal-democrații spun că ar putea semna declarația de unire. Încă nu am discutat la fracțiune, dar sunt sigur că toți colegii din fracțiune vor susține. Până astăzi, declarația de unire a fost semnată de peste 110 localități din toată țara. Săptămâna trecută, pentru unire au semnat primarul, câțiva consilieri și locuitori ai localității Sadova, baștina președintelui Igor Dodon. Recent, președintele Igor Dodon a inițiat o campanie împotriva acțiunilor unioniștilor, inclusiv cu billboard-uri prin oraș. Postul nostru de televiziune califică drept abuzivă încercarea Partidului Popular European din Moldova de a ne da lecții de jurnalism. Într-o postare publică, PPM s-a arătat deranjat de modul în care TV8 prezintă știri despre liderul formațiunii Iurie Leancă. Popularii europenii ne recomandă să nu-l mai asociem pe Leancă cu garanția de stat pe care acesta a semnat-o în 2014, document prin care s-a permis scoaterea banilor din rezerva BNM pentru creditarea celor trei bănci jefuite. Mai mult, PPM ne sugerează cum ar trebui să lăudăm pe fostul premier. Aceste acțiuni sunt calificate de TV8 drept abuzuri, iar criticile aduse politicianului nu sunt defăimătoare, ci relevă un adevăr și realități care pot fi probate. Un politician trebuie să-și asume răspunderea și criticile presii pentru acțiunile pe care le întreprinde, mai ales când deține funcții importante în stat, menționează conducerea TV8. Dincolo de asta, postul nostru de televiziune va continua să reflecte corect, obiectiv și imparțial activitatea tuturor funcționarilor, indiferent de culoarea lor politică. Cadavrul dezmembrat al unui bărbat a fost descoperit într-o fântână din raionul Râbnița. Trupul neînsuflețit a fost depistat întâmplător de un funcționar de la Serviciul Ecologic din regiune, după ce locuitorii orașului s-au plâns că în fântână plutesc deșeuri. Funcționarul a scos o pungă din fântână și după ce a înțeles că în aceasta se aflau bucăți de corp uman, a anunțat miliția. Milițienii au stabilit identitatea victimei, un bărbat în vârstă de 47 de ani din Râbnița. La această oră există deja și un suspect. Este vorba de concubina victimei, o femeie de 37 de ani. Motivele acestei odioase crime urmează a fi stabilite în timpul anchetei, scrie Novosti Pămăr. Clubul de fotbal Dacia se retrage din divizia națională și nici nu va participa la ediția din acest an. Anunțul a fost făcut de conducerea echipei pe pagina oficială de Facebook.
Aceasta însă nu a anunțat motivele unei astfel de decizii, iar responsabilii din cadrul clubului au refuzat deocamdată să discute cu TV8, declarând că sunt prinși într-o ședință. Nici antrenorul echipei naționale de fotbal, Igor Dobrovolski, nu a răspuns la telefon pentru detalii. Potrivit site-ului sport1.md, Dacia s-ar confrunta cu probleme financiare. Lupii galbini au rămas fără bani după ce Adlan Șișhanov a preluat o echipă letonă. Jucătorii au aflat despre această decizie înaintea antrenamentului de astăzi. Soarta de mai departe a echipei va fi decisă în timpul unei adunări preconizate pentru această primăvară semaierată în anunțul oficial al clubului Dacia. Acesta a fost fondat în 1999, reușind să urce pe podium de 9 ori. În 2011, echipa a câștigat și Supercupa Moldovei. Scandal în trafic cu implicarea polițiștilor. Un tânăr de 27 de ani este acuzat că a atacat inspectorii de patrulare după ce a fost oprit pentru că se deplasa cu viteză excesivă. Șoferul le-a spus că a apăsat pe pedală pentru că nu mai avea gaz și se temea să nu rămână blocat în pantă. Discuția dintre cele două părți a degenerat în ceartă, șoferul acuzând un inspector că i-a rupt haina, iar polițistul că a fost atacat de conducătorul auto. Altercația a fost filmată de oameni legii și pusă la dispoziția presei. Андрей, ну что это за цирк? Ну, пожалуйста. Какой цирк? Подожди, ты, бля, подожди. Не трогай меня, Андрей. Что ты трогаешь? Ты взял меня за куртку, подожди. Я тебе сказал выйти из машины, ты не вышел из машины. Что я сделал в машине? Acest tânăr a fost stopat de inspectorii de patrulare pentru că se deplasa cu viteză prea mare în localitatea Cuciurmingir, Cimișlia. Șoferul a declarat polițiștilor că automobilul nu avea suficient gaz și accelera ca să poată trece pe porțiunea de drum în pantă. Domnul Andrei, aveți încălcări? Potrivit poliției, șoferul trebuia să plătească o amendă în valoare de 900 de lei, dar s-a eschivat, iar comportamentul său a devenit agresiv după ce inspectorul i-a propus ajutor. Dacă doriți, eu pot să vă dumneavoastră până la benzinărie, vă alimentați dacă vreți că aveți probleme și la motorul. În drum spre stația Peco, șoferul a oprit mașina pe marginea carosabilului și a spus că nu-și poate continua deplasarea din lipsă de combustibil. Inspectorii i-au oferit benzină, însă tânărul a refuzat, iar între ei s-a iscat o ceartă. Отойди в сторонку, пожалуйста. Какое я дело тебя спрашиваю? Камай группа да. Șoferul a scos telefonul și a pornit să filmeze scena, acuzând polițistul de comportament neadecvat. Cazul este investigat acum de Procuratura Raionului Cimișlia. Tânărul riscă să fie sancționat pentru comportament agresiv față de un angajat al poliției. 13 persoane, între care 2 copii au decedat și alte 20 sunt în stare gravă la spital, urmarea coliziunii dintre un autobuz și un camion în nordul Turciei, relatează AFP. Din imaginele difuzate de presa locală, se vede că autobuzul a fost cuprins de flăcări, mai mulți pompieri fiind implicați la stingerea focului. Potrivit agenției Dogan, camionul staționa în momentul impactului. Statisticile oficiale arată că numai anul trecut, peste 3500 de persoane și-au pierdut viața din cauza accidentelor rutiere produse în Turcia. Alertă în Texas din cauza unor atacuri în serie comise cu ajutorul coletelor capcană. Potrivit poliției, deja 2 persoane au fost ucise astfel, scrie The Guardian, care mai precizează că victimele sunt persoane de culoare. Potrivit autorităților, coletele explodează în momentul în care sunt deschise de către destinatar. Oamenii legii nu au precizat ce tip de explozibil a fost folosit. Cazul este investigat de către serviciile secrete. Potrivit presei, acest caz va dura pentru că este unul extrem de complicat. Au acasă 3 fete de vârste diferite, dar și-au dorit și un băiat, un moștenitor, spun părinții. Într-un sfârșit, acesta a venit pe lume, dar nu singur, ci împreună cu încă 2 surori. Este povestea unei familii din Mingir, membrii căreia de câteva zile sunt părinți de tripleți. Micuții au fost concepuți prin metoda in vitro și au venit pe lume prin cezarian. Prima este Cristina, ea prima a venit, a doilea Andrieș și a treia Ariana. Cum tatia a urgașul, tata, cum moară, cum nu-i sieția.
Așa-și dezmiardă Andrei fiul mult așteptat, care nu doar că i-a moștenit numele, ci urmează să-i preia și pasiunea, cea de pescar. Micuțul Andrei și-a venit pe lume acum 3 zile, împreună cu surorile sale, Cristina, cea mare, și Ariana, Mesina. Părinții, deși au încă 3 fete acasă, au vrut foarte mult să aibă și un băiat în familie, așa că au decis să recurgă la fertilizare in vitro. Vestea că vor avea 3 copii nu i-a speriat deloc. În partea stângă a fost Ariana, care s-a născut cea mai mare. Grămajul. În partea dreaptă a fost Andriești și jos Cristina. Mă punem pe partea stângă, nu de voie, mă înghimpa așa, mă așa. Foarte mânțănit, foarte, foarte bucuros. Dumnezeu mi-a dat așa minune. Tripleții au fost aduși pe lume prin cezariană. Pe parcursul sarcinii, Cristina a stat mai mult la pat, suportând chiar și câteva operații. Femeia a fost asistată de mai mulți medici de la Spitalul Municipal numărul 1, în special de directorul instituției, Iurie Dondiuc. Acești copilași sunt în afara oricărui risc. Prognoza este că nu o să aibă nicio consecință, dar necesită încă îngrijire în condiții speciale. Familia abia așteaptă să-și ducă odrasele acasă și spune că va face totul pentru ca cei 6 copii ai lor să nu ducă lipsă de nimic. Așa, pe unde mai ușor, pe unde mai greluț. Așa. Dar interesant, e frumos, eu sunt fericită. Știți cum vorba din bătrâni spusă, unde mănâncă unul, o să mănânci 6. Tata, desigur că vrea așa un urmaș. Aceasta este a doua naștere de tripleți înregistrată la Spitalul Municipal numărul 1 de la începutul anului. Nu au terminat de reparat drumurile, că democrații au și anunțat un nou proiect. De data aceasta vor să construiască o arenă modernă, care ar urma să fie gata într-un an. Au găsit deja și terenul la periferia capitalei, în Stăuceni. Proiectul, care este un parteneriat public-privat, a fost estimat la 30-50 de milioane de euro. Vorbim despre o arenă multifuncțională, cu o capacitate între 3.000 și 5.000 de locuri, poate găzdui activități și sportive și sociale, congrese, convenții, expoziții, inclusiv concerte. Pentru a fi și mai convingător, Andrean Candu a prezentat printr-un filmuleț conceptul arenei. Asta deși un video similar a fost postat pe un canal de YouTube încă în 2014. Este prevăzută și o zonă spa, una de fitness, dar și un aquapark. Noi în bugetul Republicii Moldova, în acest an, deja am prevăzut 100 de milioane de lei ca și contribuție pentru arenă. Este o sumă pe care noi am prevăzut-o pentru arenă ca o bază. Statul, bineînțeles, pe lângă acea contribuție, trebuie să asigure terenul, iar restul, investitorul, să vină cu finanțare proprie. Investitorul ar urma să fie selectat în urma unei licitații internaționale, astfel încât lucrările să demareze la începutul verii și să fie încheiate într-un an. Întrebat de ce democrații au venit abia acum, în an electoral, cu un asemenea proiect, Andrean Candu a invocat situația politică și economică din țară. 2 ani în urmă ar fi fost foarte dificil să discutăm cu investitori străini care ar avea interes să vină în Republica Moldova să facă o astfel de investiție. Totuși, deocamdată nu se știe cât ar putea costa intrarea în grandioasa arenă sau care vor fi condițiile de acces. Bineînțeles, există și partea elementul afacerii, dar el nu trebuie să exclude și faptul că acest proiect este un proiect social în primul rând. Liderul PDM Vlad Plahotniuc susține că proiectul este unul îndrăzneț. Ca de obicei, acesta a refuzat să răspundă la întrebările jurnaliștilor. În loc de răspunsuri, presa a fost răsplătită cu un zâmbet și cu muzică de fundal. De ce nu răspunde tot așa întrebări? Cum ne dați pas cu interceptările telefonice și apare numele dumneavoastră? Deocamdată nu este clar dacă aceasta este o nouă încercare de a evita întrebările ziariștilor sau organizatorii conferinței au apăsat întâmplător pe un buton muzical. Cert este că dacă aceștia vor apăsa cumva din greșeală pe același buton în timpul discursului unui reprezentant PDM, declarațiile politice transmise alegătorilor nu vor fi auzite din cauza muzicii. Arena Chișinău, așa am denumit noi în continuare proiectul, este unul foarte îndrăzneț, dar noi deja. Domnilor și domnilor, acestea au fost știrile. Nu ratați la ora 21 știrile în rusă cu Iulia Budici. Dacă ați filmat imagini interesante, trimiteți-ne-le pe tv.md, iar noi le vom transforma în știre. Iar dacă vreți să ne spuneți o noutate, puteți suna la numărul de telefon afișat pe ecran. Să aveți o seară frumoasă și vă mulțumesc că ne priviți!